Începând cu luna ianuarie, toți pacienții care au fost infectați cu SARS-CoV-2 și au fost internați în Spitalul Municipal din Orceova vor fi invitați de către medicii specialiști pentru o evaluare post-COVID. Spitalul Municipal din Orceova și, în consecință, Comitetul Director, împreună cu tot colectivul medical al Spitalului Municipal din Orceova, a decis să trimitem la toți pacienții COVID care au fost, atât ai noștri cât și cei care sunt înregistrați la medicii de familie, scrisori în care le vom spune ce trebuie să facă și cum trebuie să reacționeze pentru a fi programați la o evaluare post-COVID. Evaluare post-COVID care înseamnă analize medicale, radiologie, o diagnosticare în ceea ce privește medicul, radiolog, dermatolog, ortoped, pneumolog, orice au nevoie, cu titlu gratuit. Ceea ce ne-a determinat să creăm o altă infrastructură, adică să avem un telefon dedicat, să avem personal dedicat și acum suntem în faza în care astăzi vom trimite primele 100 de scrisori către pacienții post-COVID, în care vor fi informați și ne vor da sau nu acordul pentru această investigație. Pentru că trebuie să spunem că nu putem face acest lucru dacă dânsii vor fi și opinii care sau vor fi pacienți care nu vor dori acest lucru sau nu doresc să fie publice, să fie public faptul că au fost infectați cu SARS-CoV-2 și noi respectăm aceste decizii. După ce ne vor da acest acord, personalul dedicat pentru aceste investigații va face programările, va creona o bază, o a doua bază de date cu cei care doresc acest lucru și vor suna telefonic sau vor transmite SMS-uri, iar unde nu avem acest lucru vom trimite scrisori, alte scrisori, în care le vom spune data și ora la care vor fi programați, începând cu data de 17 ianuarie. Aceste programări vor funcționa de 3 ori pe săptămână, un număr nu mai mare de 8 pacienți pe zi, pentru că așa prevede și trebuie să respectăm legislația în vigoare. Și prognozăm că ne vom duce undeva până în vară cu toți pacienții care au fost din 2020, adică de la începutul pandemiei. Nu va fi omis nimeni. Vor fi omiși doar cei care nu vor dori acest lucru. Eu sper că, și repet încă o dată, acesta se face cu titlu gratuit și pentru cei care sunt, să spunem așa, care au documentele necesare, că sunt asigurați. Pentru neasigurați, acest lucru nu putem să-l facem decât contracost. Nu știu dacă vor exista cazuri, pentru că aceste costuri sunt destul de mari în această evaluare post-COVID, dar noi vom pune la dispoziție și această informație dacă vor dori un astfel de lucru. Trebuie să spunem că dacă pe perioada evaluării post-COVID, deși vor necesita și alte investigații pe anumite specialități, gen neurologice, noi neavând această specialitate, sau va trebui, de exemplu, să fie efectuat un computer tomograf, acesta avându-l în dotare, vom face acest lucru și vor avea și acest serviciu la îndemână. Managerul Spitalului Municipal din Orșova, Adrian Cican, este un om implicat în activitatea sa, iar de-a lungul timpului acesta și-a arătat interesul pentru ca pacienții internați aici să aibă parte de cele mai bune condiții. Spitalul Municipal din Orșova vom avea 3 obiective în perioada imediat următoare, adică începând de astăzi. Odată este faptul că avem această evaluare a pacienților non-COVID și COVID, pentru că trebuie să spunem că avem cabinetele medicale care funcționează pentru non-COVID, avem această evaluare post-COVID și, în al treilea rând, suntem pregătiți pentru valul 5, în care vom avea și pacienții SARS-CoV-2, adică o revenire, să spunem așa, la ceea ce a fost înainte. Avem pacienți și acum că noi discutăm în Spitalul Municipal Orșova infectați cu SARS-CoV-2. Personalul medical este pregătit. În afară de aceea, trebuie să spunem că personalul medical a fost trimis în foarte multe concedii de odihnă în această perioadă, până în luna ianuarie, tocmai pentru a odihni, pentru că noi am avut activitate permanentă, atât pe SARS-CoV-2 cât și pe non-COVID. Și atunci oboseala și, să spunem, starea personalului medical a făcut ca, să spunem, să luăm această decizie, să permitem concedii
foarte rapide și cât se poate la maxim pentru personal medical. De asemenea, vor urma proiecte importante pentru aparatură medicală. Unul din ele, și aici vorbesc de un proiect de 1.100.000 de euro pe plan operațional regional, care deja există, funcționează pe aparatură medicală. Avem un al doilea proiect care este în fază de licitații deja și de achiziții de 2,5 milioane euro și aici vorbim de acest proiect POIM adresat Spitalului Suport COVID. Și pot să vă anunț pe această cale că în data de 26, dacă Primăria Municipiului Orșova va reuși să parcurgă etapele privind un alt proiect european de reabilitare a rețelelor electrice, gaze, fluide și medicale, valoare de 2,5 milioane euro, dacă va reuși să îl ducă până la capăt, până la 31 decembrie acesta va fi depus și atunci vom avea un alt proiect. Am mai avut un proiect, compartimentul de primiri urgențe modular, care a fost finalizat și știți foarte bine că funcționează și suntem pregătiți pentru anul viitor să cu echipe de consultanță pentru a accesa toți banii europeni posibil pentru, din PNRR pentru servicii medicale și pentru partea de sănătate. Așteptăm doar să vedem public câți bani sunt acordați pentru a începe aceste proiecte. În perioada Crăciunului, Spitalul Municipal va avea timp de 2 zile mese festive de Crăciun cu produse tradiționale realizate cu ajutorul sponsorilor. Reprezentantul Unității Sanitare din Orșova a mai declarat faptul că toată echipa medicală este pregătită pentru un posibil val 5 al pandemiei. Managerii spitalelor, alături de cadrele medicale, sunt adevărații eroi ai zilelor noastre. Sunt cei care luptă în prima linie contra virusului criminal și pe umerii cărora stă toată responsabilitatea în actuala criză sanitară din România.